Имаше повече планини, реки, морета. От кръстословиците съм изучил всичките планини. Spectacolul bulgarilor a durat mai bine de 2 ore, iar publicul sucevean s-a bucurat din plin, răsplătindu-i pe tinerii actori cu aplauze și ovații. Piesa Ianuarie de Iordan Radicov, pusă în scenă de Academia de Artă Teatrală și Cinematografică Krastyo Sarafov din Sofia, a adus o abordare originală, un realism cu iz specific, un alt fel de teatru. Jucat în bulgărește, limba n-a fost o problemă, pentru că organizatorii s-au ocupat și de supratitrare. În aceeași zi, pe scenă auditoriumului de la Universitatea Ștefan cel Mare, o trupă românească de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați a ales să prezinte piesa Și cu violoncelul ce facem. În viața mea n-am citit o carte scrisă de un ucrainean, de Matei Vișniec. Ediția a treia a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru continuă, așa încât weekendul ne aduce noi conferințe și noi spectacole. Vineri după amiază, la Teatrul Matei Vișniec, Universitatea de Artă George Enescu din Iași prezintă Iadul de Jonas Gardel, pentru ca sâmbătă să avem parte de 2 spectacole, ambele la Teatrul Municipal. De la ora 17, Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mental de Matei Vișniec, prezentată de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Iar de la ora 19, vedem Terorism de Oleg și Vladimir Presniakov, cu studenții Facultății de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Duminică ne bucurăm iar de Shakespeare. La USV, de la ora 17, Universitatea din Craiova, Departamentul Arte, ne prezintă Regele Lear. Mai târziu, la Teatrul Matei Vișniec, joacă Sibiul, Viaductul de Hai Ianoș. După spectacol, are loc închiderea oficială a festivalului, când aflăm și cine sunt favoriții publicului sucevean. Până atunci însă, să ne bucurăm de teatru pur și simplu, mai ales că intrarea este liberă.